Din dorința de perfecționare continuă în lucrarea pastoral-misionară, clericii din Episcopia Alexandriei și Teleormanului au participat astăzi la conferința preoțească de toamnă. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman și a fost prezidat de Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. Cea de-a doua conferință preoțească din acest an, organizată în Episcopia Alexandriei și Teleormanului, a avut tema Îngrijiri pentru semeni, izvor al liniștii noastre interioare. Mai întâi, clericii din eparhie au participat la Sfânta Liturghie Arhierească în Biserica Mare a Mănăstirii Pantocrator. Conferința a inclus și consfătuirea profesorilor de religie din județ. După slujbă, profesorul Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a susținut o prelegere despre grija față de semeni. Reunirea celor două cete, a preoților și a profesorilor de religie, a constituit un moment deosebit de comuniune și de responsabilizare atât a preoților cât și a profesorilor de religie pentru a înțelege necesitatea colaborării acestor două categorii pentru binele parohiilor, pentru binele bisericii. Pentru că predarea religiei în școală trebuie să fie însoțită și de lucruri practice, de prezența la biserică a profesorilor de religie, a elevilor, pentru ca ceea ce învață la clasă să poată să constate, să vadă în biserică, în cadrul desfășurării cultului divin public. Am insistat pe câteva aspecte, m-am ocupat în special de aspectul actului filantropic, pentru că filantropia creștină, acea filantropie discretă, nu una care caută adulația publică, este cea care ne preschimbă cu adevărat și ne dă o stare de bine lăuntrică. Când faci bine pentru celălalt și zărești în lumina ochilor săi bucuria trăirii acestei experiențe, atunci noi ne umplem de bucurie și trăim o stare de bine, o stare apropiată. Apoi am încercat să prezint o lectură din vedere al psihologiei privind isihia. Această pace lăuntrică pe care biserica ne dorește fiecare dintre noi și pe care mulți încercăm să obținem prin practicile bisericii, o lectură de culise a isihiei și mai cu seamă ce am putea face noi, ce metode am putea dezvolta noi psihologii să ne apropiem de această pace a sufletului cum biserica o vede. La eveniment a fost invitat și conferențiarul Vasile Timiș, care a vorbit despre importanța conlucrării dintre biserică și școală. Am avut bucuria de a discuta onorabil, deschis, cu profesorii și preoții deopotrivă despre binecuvântările pe care le întâlnim în cadrul experiențelor religioase, orei de religie, și cu toții am concluzionat că este important să observăm dimensiunea liturgică sacramentală a exercițiului educațional și a orei de religie. Una peste alta am învățat și încercăm să reținem faptul că educația religioasă presupune o implicare a noastră, a fiecăruia dintre noi, dar întotdeauna conștientizând Harul Mântuitor. În a doua parte a întâlnirii au fost prezentate mai multe aspecte administrative referitoare la activitatea pastoral-misionară a clericilor.